La mai bine de o lună de la decizia de plagiat a Universității Babeș-Bolyai în cazul lucrării de doctorat a ministrului de interne Lucian Bode, Klaus Iohannis a avut o primă reacție. Aflat la Consiliul European, președintele României a recunoscut că există probleme și că așteaptă ca acestea să fie rezolvate până la rocada guvernamentală. Lucian Bode continuă însă să-și susțină nevinovăția, ba chiar l-a contrazis pe Iohannis și a lăsat de înțeles că nu își va da demisia prea curând. Din câte am înțeles din spațiul public, nu chiar așa a spus comisia, dar este adevărat că acolo sunt probleme. Aceste probleme trebuie luate, după părerea mea, foarte în serios și eu am încredere că în PNL și domnul Bode personal vor analiza aceste chestiuni și impactul politic. Eu personal, sincer, mă aștept ca cel târziu până la rocadă sau rotația guvernamentală să se ia o decizie clară în acest sens. La aceste declarații a răspuns imediat și Lucian Bode, care nu doar că l-a contrazis pe Iohannis, dar a lăsat și de înțeles că nu are de gând să demisioneze prea curând. Am convingerea, garanția, certitudinea, curajul să spun aici, în fața dumneavoastră, că nu am încălcat nicio prevedere legală. Dimpotrivă, le-am făcut la virgulă. Am parcurs fiecare procedură la virgulă, tocmai pentru a nu fi într-o situație de a da explicații publice. Percepția pe care cei de la Uniunea Sabotăm România au încercat să construiască în spațiul public a fost una cam greșită. Că am plagiat, că sunt un hoț. Eu am determinarea să arăt că adevărul este cel despre care vorbeam. PNL, fiți convinși că va lua o decizie împreună cu mine, în acest caz, astfel încât să nu afectăm sub nicio formă nici imaginea PNL, nici parcursul PNL, a declarat Lucian Bode. Jurnalista de anchetă, Emilia Șercan, care a și descoperit plagiatul lui Lucian Bode, nu se lasă însă convinsă de declarațiile lui Iohannis. Ea afirmă că președintele a cerut măsuri doar pentru că a fost constrâns de context fiind la Bruxelles. Avem un ministru care are o decizie de plagiat emisă de universitatea care i-a acordat titlul de doctor, iar domnul președinte spune că sunt ceva pe aici probleme, pe aici, pe acolo, așa, dar nu tocmai prin părțile esențiale și vedem, se vor rezolva ele cumva. Da, probabil că se vor rezolva și se vor rezolva la urnele de alegeri peste un an de zile, când cu siguranță acest comportament va fi sancționat de către electorat. Iar prin declarațiile de astăzi, Iohannis a uitat promisiunea făcută românilor că va avea toleranță zero pentru plagiatori. Dacă atunci cerea măsuri categorice, acum se pare că acestea mai pot aștepta. Pentru aceasta avem nevoie de toleranță zero în privința plagiatului. Miza este însăși credibilitatea sistemului de învățământ superior și a cercetării din România, dar și viitorul nostru ca societate democratică. O Românie educată va trebui să fie o Românie corectă. Și discutăm acum mai multe despre acest scandal cu Ionuț Stroie, purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal. Bună seara, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația în jurnal, domnule Stroie. Aș începe de la ultima declarație pe care am auzit-o acum, făcută de președintele României, Klaus Iohannis, anul trecut la deschiderea anului universitar, toleranță zero în privința plagiatului. Vedem că azi vine cu noi precizări. În ce cheie să luăm aceste declarații făcute de președintele României, Klaus Iohannis? Noi credem că mesajul președintelui este unul corect și este firesc, și în total acord cu abordarea PNL de până acum. Problemele de care amintea și despre care vorbim, din punctul nostru de vedere, sunt evident legate de percepție, de imagine. Pentru că țin să o contrazic pe doamna care mai devreme a făcut câteva afirmații, nu există în acest moment vreun verdict de plagiat, așa cum de altfel și președintele a evidențiat. Acum, vă dați seama, noi suntem direct interesați atât de componenta legată de justiție, este esențială pentru a lua vreo decizie și așteptăm, evident, să vedem cum evoluează acest caz din punct de vedere juridic în instanțe, pentru că acolo și de acolo va veni soluția și acolo este, dar în egală măsură ne interesează și chestiunea impactului politic. Adică,
lucrăm cu percepții, lucrăm cu imagine și e foarte, foarte important pentru noi să analizăm aceste două lucruri până eventual să luăm anumite decizii politice în legătură cu ce se va întâmpla ulterior. Pe de altă parte, știți foarte bine că se desfășoară o amplă campanie media alimentată foarte intens politic, adică sunt lucruri care sunt pigmentate politic și este evident că există și o miză a unui atac politic și toate lucrurile acestea sunt chestiuni de interes pentru noi, de care vom ține cont. Domnule Stroie, spuneați că analizați foarte bine și ulterior veți lua o decizie. Acum v-aș întreba, în Partidul Național Liberal, până acum, a fost deschis acest subiect în ședințele pe care le-ați avut? Pentru că știm că erau și liberali care voiau să fie tranșat acest subiect care îl privește pe ministrul afacerilor interne, Lucian Bode. Da, au existat discuții, vă pot confirma faptul că secretarul general al PNL și ministrul de interne a oferit toate explicațiile în legătură cu acest caz, atât public, dar și în interiorul nostru, în cadrul ședințelor. Înțelegem foarte bine că în momentul de față se află pe rolul instanțelor situația descrisă de dânsul. De altfel, din punct de vedere academic, lucrarea a parcurs toate filtrele legale care au atestat originalitatea ei. Este vorba doar de anumite contestații care sunt făcute acum și vin din zona mediului asociativ civil către Universitatea din Cluj. Ba, și credeți-mă, e absolut normal, este absolut normal să existe aceste discuții interne, dar contează foarte mult pentru noi această componentă juridică și, bineînțeles, modul în care până la urmă această situație se va clarifica și de acolo și deciziile ulterioare care țin de oportunitățile noastre și de zona politică. În aceste momente, domnule Stroie, în momentul acesta, credeți, în opinia dumneavoastră, că situația domnului Lucian Bode afectează imaginea Partidului Național Liberal? Atât timp cât nu s-a luat o decizie clară în legătură acest lucru care să fi fost comunicată publicului și preței, avem încredere că ministrul Lucian Bode își va dovedi faptul că teza dânsului este originală în instanță și lucrurile vor evolua în sens pozitiv și pentru dânsul, dar și pentru noi ca și partid politic. În contextul în care nu veți avea o decizie favorabilă sau nu va avea ministrul afacerilor interne o decizie favorabilă, credeți că imaginea partidului a fost afectată sau ar putea fi afectată? Eu zic să așteptăm să vedem cum evoluează acest caz din punct de vedere juridic și prefer, mai ales că dețin funcția de purtător de cuvânt al PNL, să nu mă antepronunț în legătură cu anumite situații într-un fel sau altul. E bine să analizăm foarte, foarte atent dacă acuzele astea în mare parte pigmentate politic, subliniez, se adevere sau nu și să urmărim acest lucru în zona instanțelor. De altfel, orice om are dreptul de a apela la justiție în condițiile în care se simte lezat în dreptul sau este afectată imaginea. Corect, domnule Stroie, vă mulțumesc pentru toate aceste precizări. Mergem mai departe.